Am revenit în platou, discutăm totul despre cât costă să-ți îndeplinești un vis, un vis deloc ieftin, aș putea spune, turul României pe bicicletă în 40 de zile, 6500 de kilometri. Vlad Eugen Nicușor este cel care a avut curajul, zis Piciu, și aș vrea să le povestim ieșenilor efectiv acest tur pe zile, cele 40 de zile, experiențe plăcute sau mai puțin plăcute, cu siguranță ați avut. Ați plecat pe 12 iunie din Iași, cum a fost startul? Deci pe 12 iunie când am plecat? Am plecat cu, deci nu vă puteți imagina, pentru că aveam o încredere totală, aveam și am încredere totală în mine. Când am plecat în prima zi, le-am promis celor care m-au condus, circa 150 de bicicliști, până la Podoiuloae. A fost o zi foarte grea, în sensul că a plouat toată ziua. Asta înseamnă belșug și noroc. Da, dar stați puțin că eu am dus... Pentru bicicliști mai puțin, da. Și cei care s-au reîntors înapoi mi-au trimis mesaje că s-au întors uz. Și am zis, gândiți-vă la mine că eu am condus 147 de kilometri, condus, ciclat 147 de kilometri pe ploaie. Le mulțumesc că m-au încurajat, m-au impulsionat condus, efectiv. Da, și primele 5 zile a fost numai cu ploaie. Chiar nu-mi dădeam seama, am crezut că merg odată cu norul, am crezut că merg odată cu vremea. Că totuși mă distanțam câte 150-200 de km, era ceva imposibil ca totdeauna să plouă. Și am avut puțin descuraj pentru că nu mai rezistam, pentru că corpul era terminat. Greu. Acum fiecare știe, ai o zi caldă, o zi rece, o zi, dar nu în fiecare zi numai cu ploaie. Și ulterior, dacă s-a mai remediat puțin, am început să recâștig putere să merg mai departe, datorită și mesajelor și încurajărilor că eu postam zilnic. Am vrut și am ținut din adins și nu am văzut așa ceva, că de la prima postare până la 25-a postare am promovat Iașul. Ce frumos! Deci iată că atât, deci, pe toți ne-ați ajutat asta să fim cunoscuți în întreaga țară. M-a interesat țară. Foarte mult, să știți. Și să știți că s-a văzut. Pentru că am promovat de la Eminescu, Ion Creangă, tot ce avem noi mai frumos în Iași, până și Buciumul, că avem acolo niște grote, când noi suntem pe 7 coline, da? Când s-a retras apele. Dacă vă duceți acolo în Buciumul, spune că nu scăpăm. Să lansăm o idee, uitați, cei care vor să fie alături de dumneavoastră, cei care vor să se alieze, să facem un club prin care să promovăm Iașul pe biciclete. Ce spuneți? Putem să-l facem. Deci tineri care doresc să fie în clubul dumneavoastră, efectiv să promovăm în țara aceasta, Iașul pe biciclete. Nu pot să spun că mai sunt cluburi, important este răspunsul să fie de la oameni, să vină în sportul Unde vă ăsta. Pot scrie cei care sunt pasionați și care vor să împărtășească aceeași? Pe pagina de Facebook, Turul României 6500 de kilometri. Sunt deci singura Turul persoană, României 6500 de kilometri? Sunt singura persoană din România pe acest segment 6500 de kilometri în care... Țara și în alte țări care sunt cicliști, da, în România, în Iași, este unul care are 6500 de kilometri. Harta pusă și zilnic postat exact kilometrii care i-a făcut. Uitați, nici acum nu mi s-au dus culorile de pe mână. Deci alb cu negru de la mânuși sau chiar și fizionomia nu, încă nu s-a așezat după 3 săptămâni după ce am terminat acest tur. Ce a conținut bagajul dumneavoastră? Ce v-a spus în bagaj? Bagajul meu a conținut în primul rând de la igienă, parfum, deodorant. Parfum? Parfum, da, pentru că trebuia să mă dau cu parfum, mă opream prin munți. Sunt martor, poate să scrie pe pagină. Deci țineți și la igiena corporală și să mirosiți bine pe biciclete. Sunt business, sunt obișnuit cu așa ceva. Mi-am luat la mine pentru că eu când vreau să arăt harta, vreau să arăt ce proiect am la cei care întâlnesc în orașe, în orașe diferite. Deci vorbim de 80 de orașe în 40 de localități. Nu vreau să mă inhib că eu miros la transpirație. Chiar la vreo 100 de kilometri, tot mă mai pufăie molecuțică, ca să fiu sigur că nu știu cu cine mă mai întâlnesc, da? Încrederea în acest turneu de 6500 de kilometri, curat, respectos, nu vă spun în trafic, nu am fost clanxonat deloc. Se înțeleg că subscrieți la opinia multora, sunt educați? Cei din traficul din România? Eu m-am înțeles cu șoferii, domnule. Pentru că eu m-am întâlnit la vreo 4 zile, la... a 20 ceva a zi cu un șofer care a zis că nu se poate așa ceva, tot tu ești? Da, uite, am ajuns aici. Zic, măi, e imposibil, eu am dormit. Nu, la mine este un proiect care este pentru toată lumea. Și totuși trebuie să ne și mândrim pentru că am făcut pentru toți. Am promovat, am adus ciclismul să-l mai
Revigoresc puțin, pentru că pe Facebook la mine mi-au apărut persoane care nu făceau și fac și și-au dat seama, să știi că faci sport și nu gândești rău. Mi-am dat seama, am făcut și-o într-adevăr la început, mă durea fundul, mă durea coastele, mă durea alea, dar am zis că ia și continui, că în momentul în care te-ai lăsat, iarăși rău. Continui, trece și la un moment dat trebuie să vezi că... Am mai găsit un ingredient al costului, multă ambiție. Este, să știți că la mine uneori ambiția depășește. Nu, sincer vă spun, depășește pentru că și în afacere a depășit și am 18 ani de activitate în care nu am închis și merg în continuare, da? Ciclismul, numai că aici e cu feste, e vorba de sănătate. Revenim la bagaj. Mai ruginește. Chestiuni legate de igienă. Da, cauciuc care era înfășurat, că cauciucul nu e cu sârmă, înfășurat, cameră, cuțit micuț de voiaj, că mai trebuia o conservă treabă, ușor rubelniță, deodorantele astea care v-am spus de picioare, ciorapi, îmbrăcăminte de ciclat, textila la îmbrăcăminte trebuie să fie specială, nu bumbac, transpiri, nu mai iese umezeala din tine, trebuie să se ventureze. Și atunci la scaun am un bazon care îmi oferă confort. Și atunci am lucrat foarte mult la chestia asta, după aia m-am mai lipsit de ele de pe traseu la nu știu câtea zi, băi, asta n-am folosit-o, nu mai vreau, era geacă de ploaie, o caram degeaba după mine, azi prefer tot plouă. A, să ploaie așa și la revedere, ca să mai reduc. Legat de experiențe, care au fost cele mai plăcute experiențe pentru început și după aceea să ne povestiți cele mai neplăcute? Deci cele mai frumoase experiențe pot să vă spun că sunt oamenii care... I-ați cunoscut. I-am cunoscut și din toată țara, deci dintr-un capăt în altul, am purtat conversație cu ei. Toți aproape erau sceptici. Cred că după ce am ajuns și la 25-a, 30-a zi, la un moment dat povesteam, dar nu mă mai interesa, pentru că erau și 10 zile care aproape îmi terminau turneul, dar îl priveau ca neîncredere, n-ai cum, nu se poate. Dar după ce am mai început să mă așa, domnule, ăsta e traseu, asta e harta, dacă vreți să urmăriți, dacă nu, apucați-vă de sport, mâncați sănătos și să vedeți că vă schimbați mental. Și știu eu că ați mai avut o experiență plăcută, ați depășit și granițele țării, trebuie să le spunem celor ce ne urmăresc, ați ajuns la Chișinău. Am vrut să mă duc la Chișinău pentru că se vorbește românești și acolo. Vorbim românești, vreau să vă spun că drumurile sunt puțin mai nesigure, dar am văzut că se asfaltează și acolo. Oameni foarte, foarte ok. Ați fost bine primit. Da, foarte, foarte bine primit. N-am mai fost foarte mult timp. După Revoluție știu că am trecut. După aia am văzut că sunt schimbările foarte radicale. Oamenii sunt la fel. Întâmplări urâte? Urâte. De care nu vreți să mă aduceți aminte așa de pe traseu? Păi când a fost vântul cu... În jur de rafale 50-60 la oră era din față, obligatoriu tirul când venea, împingea și obligatoriu dădea vântul de o parte și dură 3-4 ore m-a aruncat de pe șosea. Deci ați și căzut? Nu am căzut, pentru că eu dacă aveam vânt din față, viteza era foarte mică, un 15-17 la oră, eram cu frânele. Deci pe tot traseul acesta nu ați avut nicio căzătură, nicio lovitură? Nu am avut nimic și să știți că nu mi-a părut rău și nu-mi pare rău pentru că am făcut acest turneu și după ce l-am terminat, într-adevăr am realizat prin conversațiile care tot le-am purtat, mi-am dat seama cam de fapt ce am făcut. Am slăbit, dar performanța și la pozele care mă uit, mi-am dat seama că totuși am făcut un lucru bun, chiar și frumos. Știu că în momentul când ați ajuns la Iași, chiar și administrația publică locală v-a primit foarte frumos. Da, m-au așteptat. Din păcate, primarul a venit la start, a venit în mașină, ne-am salutat și pot să recunosc lucrul ăsta pentru că nu au putut să dea jos de mașină. Era logic. Noi eram îmbrăcați adecvatul bicicletei. Dumnealui. Ploua foarte tare. Da. Și la întoarcere a spus că este în concediu, dar vă trimit persoană care să vă aștepte, că este frumos din partea mea, ca din partea Iașului, faptul că l-am promovat să nu sfârșesc turneul la primărie, pentru că am primit și eu un dar foarte frumos. Ați primit diplome frumoase pe care o să le arătăm ieșenilor, chiar? Știți cum este? Astea pot să spun că nu au preț. Deci nu contează. În momentul în care ai primit o plachetă, cum am primit eu, care se acordă domnului Vlad Eugen 6500 în doar 40 de zile fără pauză, să știți că pentru mine a contat foarte mult. Am uitat tot ce am pățit. Deci am văzut placheta. Deci un lucru foarte important. Exact cum orice sportiv care îi primește de la... locul 5, 4, 3, când primești ceva, te bucuri că în spate mai ai. Dacă mai ai oameni în spate, înseamnă că ești pe un loc bine meritat și muncit. Da? Câte diplome ați primit? 7.
De la cine? Ne ziceți? Da. Deci de, noi le arătăm ieșenilor, ei deci poți primări, să ne acum. Primăria, mama mi-a dat o cupă. Mama dumneavoastră? Mama mi-a dat o cupă și a zis că se mândrește cu mine ce aici a făcut, pentru că ea stă la aici aproape de Popricani, la vânători, satul, vai, aveți băiatul, aveți băiatul și... Deci atât o mândrie zic, băiatul, da, băiatul dorește ca să transmită sănătate la oameni prin ceea ce face. Nu poate să vină, îți cumperi slănină și băiatul să spună, nu cumpăra slănină că nu e bună, ia-ți altceva. Nu, aici e la libera alegere, da? Suntem consumatori la urma urmei. Am primit de la Lux Taxi un prieten foarte bun care spune că de salvarea planetei. Într-adevăr, dacă facem mișcare, dacă toți am face mișcare, înseamnă că am schimbat și clima la un moment dat. Păi să ne uităm puțin la ce se întâmplă, spre exemplu, în Olanda. În Amsterdam toată lumea merge cu bicicleta. Da, da, am fost în Olanda și am văzut. Parcări imense, după, unde da, găsim mai primit sute de la, mii de biciclete. De la Veloart, de la Iași Rally, băiatul meu. Am un deci toată familia, oameni de afaceri, da, alături de dumneavoastră? Am băiatul meu care mi-a transmis o plachetă care, cred că a treia oară am reușit să o citesc complet pentru că lăcrimam, pentru că i-am lipsit. I-am lipsit și vă dați seama, fiind de sânge, e foarte greu accept să deci citești un mesaj. Momente grele, da, faptul că familia da, va lipsi 40 da, de zile, da, faptul că da, soția dumneavoastră a dus greul familiei, iată și ce trei copii și afacerile, le-a condus cu bine. La 37-a zi i-am invitat la Târgu Neamț pentru că eram la 100 de km de casă și nu mai rezistați. Nu, n-am vrut să fac să vină un șofer să mă ia să mă duc la Iași și să-mi văd familia. Am zis veniți voi, pentru că dacă eu vin acasă se consideră traseul terminat și mă odihnesc acasă. Nu vreau, veniți voi. Dimineață ne-am trezit, am plecat spre Vaslui, Chișinău încolo, a 38-a zi, ei s-au dus acasă. Am refuzat să mă întorc acasă. Mi-era oarecum să mă odihnesc acasă. Deci atât și sacrificii acasă atunci când vrei să-ți îndeplinești un vis. Da. Sunt multe ingrediente. Da, și ca să nu poate să închide emisiunea și n-am nu se oprește, să știți, mai avem puțin timp. Vreau să fac 15.000 de kilometri. Și cei care ăsta acum în premieră ne spuneți, da? În martie plec. Unde plecați? În România. Deci 15.000 de kilometri. 15.000, cine ascultă posibil să zică că nu se poate, ba da, se poate. Și vă demonstrez că acei 15.000 de kilometri numai că se va face cu o mașină de asistență în care voi dormi. Am un autorulotă în care nu mai vreau să dorm la hotele. Banii care îi achet acolo, voi acheta compostibilul. Deci ați cheltuit sume destul de mari date pe cazare? Cazare, mâncarea se mănâncă obligatoriu, cazare, dar disconfortul ca să cauți pensiuni, să-ți pierzi timpul, plătesc șofer compostibil și proiectul care va fi făcut de 15.000 de kilometri, voi depăși foarte multe, trebuie să caut oamenii de pe Google să văd pe cine și cam, dar în România nu o să mai poată face, vă garantez eu, în jur de vreo 10.000 de euro acest proiect care l-am pus. Dar 10.000 de euro ce înseamnă? 7.200 e numai motorina, 72 de milioane. Șoferul e 60 de milioane, da? Și după aia începem. Trebuie să-i acord mâncare, dar important este să știe să facă grătarul. Eu când ajung la punct, grătarelul, mâncare. Dar nu aveți nevoie de recuperare. Cum a fost recuperarea după ce ați ajuns în sânul familiei acasă? În primele zile, mi-aduc aminte, în traseu, noi cicliștii vorbim foarte mult și consumă minerale, consumă minerale, consumă magneziu, consumă mâncare. Deci orice îmi spuneau, eu consumam. Dar masează, mă, omule, m-am săturat de masat, pentru că mă ung și am senzația că mă ung degeaba picioare. Las de acum să meargă deci așa de nervice. Musculatura efectiv da, la un moment a reacționat. Da, nu, s-a întărit la un moment dat. Era deja intras într-un stres foarte mare corpul și l-am lăsat așa. Efectiv, după 5 zile, i-am zis să meargă cum poate. Mă regeneram odihnindu-mă, dar nu m-am odihnit atât de bine cât este, pentru că dormi în alt pat, alt miros, altă covertură, încăpere și tot ce mai conține o pensiune de astea, dar nu știu, sincer vă spun, nu știu cum am terminat, dar am terminat. Și de ce ambiția de a pleca din nou la drum? De ce un nou proiect, mai ales 15.000 de kilometri? Ce alte obiective vreți să atingeți? Nu știu, vreau să... Să promovați în primul rând Iașul, nu să fim mai bine cunoscuți. Dacă aș reuși ca acest proiect cineva să-l preia, deci eu ciclez, banii mei, tot, dar cineva din spate să facă niște caritate, adică să tot ce se poate cumula, dacă se poate duce fără să văd nimic. Adică niște ONG-uri sau cineva ca să spune, domnule, eu îți preiau ceea ce faci, tu fă ce vrei tu, dar eu în spatele ăsta vreau să colectez, să dau la ceva. Spitale, bătrâni și
copiii abandonați sau păi ce este? Păi haideți să lansăm acum o campanie. Nu dacă percep. Cineva vrea să fie nu alături de dumneavoastră, dacă vreți să demarăm un proiect, iată, de genul acesta umanitar. Asta nu știu să o fac. Prin asta care să ajutăm copii, bătrâni, adică, oameni nevoiași care efectiv au nevoie de sprijinul nostru. Da, trebuie să fii cineva nostru. Și din credere, pentru că eu, de exemplu... Iași TV Live pune umărul, vă promovează, suntem alături de dumneavoastră, mai căutăm ceva oameni de bine și care important vor este că tot să ajute. Ce se achiziționează, eu să nu văd că nu mă interesează. Important, eu ciclez, eu fac treaba mea care o am de făcut, dar cu pentru scop, cineva. Cu scop umanitar. Un scop ceva care n-am știut să facă, mi s-au pus întrebări. Deci nu știu puteți scrie atât pe pagina de Facebook a dumneavoastră, nu, cât și pe pagina mea, Carmen Tăderașcu sau Puls Economic. Asta, deci și să demarăm acest proiect pentru luna martie. Vă dați seama că va fi cel mai mare proiect. Deci ce am vorbit eu de 6500 și nimeni n-a avut încredere, nimeni. În câte zile estimați așa că veți face acest tur? Nu pot să spun că cine cunoaște pune pixul în mână și zice că mint. N-am terminat harta. Vreau să o fac până în 15.000 și voi spun eu cu exactitate, pentru că am plecat cu 6.000 și m-am întors cu 6.500. Am promis 12.21, am respectat. Deci cam 95% a fost ok. Faptul că l-am mai prelungit puțin, asta am vrut eu să fiu sigur că nu mă ajunge altul din spate, dar când fac 15.000, salut, pot să mă duc să dau mâna cu popa că nu mă mai ajunge nimeni, că n-are cum, trebuie să fie prea puternic financiar și timp. Cine are bani, n-are timp, cine are timp, n-are bani și uite așa le învârți și le sucere. Dar iată că dumneavoastră le îmbinați pe toate și vă faceți timp și pentru afaceri, și pentru sport, și pentru familie și cu siguranță vă faceți timp și pentru o vacanță, nu? Alături de familie și prieteni. Da, să știți că ce faceți merg. În această vacanță, dacă ați fost plecat undeva, dacă doriți să plecați? Imediat după traseu, după concurs, după turneu, am fost după 3 zile la un concurs, după care am plecat la mare, 5 zile. 4 zile am dormit și o zi m-am reîntors acasă, după care familia a zis, ui, mergeți grătare, faceți ce vreți, eu trebuie să mă odihnesc pentru că venisem după un turneu, da? Dar am zis, haideți acum cât am timp, că după aia încep business, încep una alta și nu mai apuc. Și ceea ce am și făcut. Știi că v-ați făcut și o proprie echipă, așa, în care investiți timp, suflet, bani? Echipa este, pot să spun că este nu echipă, pentru că nu sunt înregistrat undeva. Am costumul în care, dacă poartă respectivul costum, eu plătesc cotizația unde se duce la concurs, plătesc transportul, dacă este și cazarea. Și... Mai primiți noi membrii? Nu. Nu? Deci da, cercul da, e închis. Da, e repede, foarte hotărât, da? Da, știți de ce? Sunteți pentru foarte hotărât. Nu, toți vor costume, dar dacă se poate să iasă o dată pe lună, nu. Dau costum la cel care face foarte mulți kilometri, în sensul că Piciu promovează mersul pe bicicletă și cel care face mulți kilometri transmite mesajul. Să știți că cel care poartă cuvântul Piciu pe el înseamnă ceva. Eu am o etichetă foarte plăcută în Iași. Își putea spune un brand, că sunteți cunoscut cam da, pe toată lumea. Brand, nu vreau, eu sunt modest. Eu sunt modest, niciodată n-am fost cu nasul pe sus și totdeauna dacă am fost să stau în genunchi, am stat în genunchi, dacă am fost să mă aplec sau să mătur sau să fac ceva la magazin, tund iarba, mulți, cum, tund iarba, să tund angajați. Nu, eu, pentru că ce fac eu cu mâna mea, fac încet și sigur, înțelegeți? Care sunt sfaturile dumneavoastră pentru cei care vor să intre în lumea afacerilor de data aceasta? În lumea pentru afacerilor? Tinerii, da, care vor să demareze o afacere. Păi acum cu noua tehnologie nu prea mai am eu în frâu, pentru că acum afacerile sunt cu totul altceva. Nu vedeți că afacerile sunt de la IT, de la pe calculator. E mai puțin greu spus acum o afacere să o iei cu ghebu, să o termina cu ghebu. Am împins destul, înțelegeți? Și am făcut cinstit și meritos, am făcut tot ceea ce este. Dar ca să începe afacerea, acum sunt diversificate. Nu dau nicio idee, nu pot să spun. Deja eu am ajuns la mijloc, mijlocul vârstei, da? Eu mi-am garantat în jur de 80 de ani. Am 42. În ritmul acesta atingeți 100. Dacă continuați cu mâncare sănătoasă, nu vreau sport. Copilul să mă compătimească, pentru că a fi sănătos a ajuta familia. Sănătatea ajută pe celălalt, da? Și atunci ne compensăm, nu? Bun, legat de echipă, ați mai fi de acord, de exemplu, dacă cei care ne urmăresc acum sunt sportivi, doresc să împărtășească pasiunea, să dați costume cu numele dumneavoastră inscripționat și să le finanțați? Nu m-am gândit, pentru că... Concursurile? Nu, participați. Deci acum, duminic, pe data de 20, este o persoană care este pe cursier în care plătesc transportul, cazarea.
i-am spus că podiumul, dacă îl iei, este meritul tău pentru că este munca ta și atunci îi se oferă de acolo ceea ce se oferă, da? Deci pot să spun că ajut. Nu pot foarte mult pentru că eu am un business care îmi întrețin familia. Deci cu acest business am angajații, dările la stat, căutați pe internet, nu am niciun leu datorii și nici nu am avut și e foarte greu să ții pasul. Dar să știți că fac câte un pas înainte, deci niciodată nu sunt în spate, totdeauna sunt în față. Și pentru că iată timpul neatins din urmă și trece, ne apropiem de finalul emisiunii, care ar fi până la urmă costurile pentru a vă atinge visul, pentru a vi-l îndeplini efectiv, pentru a atinge recordul? În afară de bani, de partea financiară, spuneați că au ajuns undeva costurile la 20.000 de lei. 20.000 pe traseul ăsta de 6.500 de kilometri, celălalt va fi de 10.000. Și asta e o chestie, domnule, gata. Pe lângă toate acestea, care sunt ingredientele costului? Spuneați de ambiție? Perseverența, ambiția, dragul de a face mișcare. Pentru că dacă îți lipsesc astea din spate, nu are cine te împinge. Deci să știți că, și chiar țineam să vă spun, când ți-e foame mănânci, îți cere organismul, da? Dar vedeți că, din întâmplare, noi nu, sportul nu ne poate să ne împingă nimeni. Dacă Dumnezeu mai băga și sportul în ingredientul ăsta, dispăreau multe din spate. Deci eram cu tot altceva și la urma urmei suntem muritori, nu suntem nemuritori. Dar vedeți că rata este la 60 ceva de ani și e păcat. E păcat. Deci iată... Eu am să trăiesc 100, asta este. Dar tot acolo mă duc. Eu să știți că vă aștept în următoarele emisiuni să povestim eșenilor, de ce nu, și după aceea atingeți recordul. Vă felicităm pentru curajul pe care l-ați avut și pentru faptul că ați dus, iată, numele Iașului peste tot, în întreaga țară. Ați făcut cunoscute multe obiective turistice din Iași. Și în alte țări vă arăt pe Franța, și pentru faptul Italia, că sunteți un eșan adevărat, cu suflet de moldovean adevărat și extrem de ambițios, tenace, și vă dorim succes în tot ceea ce întreprindeți. Vă mulțumesc frumos și vă rog frumos, faceți mișcare. Dacă am spus că vă rog, e important. Deci, motoul emisiunii, faceți mișcare pentru a avea o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Mulțumesc, succes și ne vedem cu bine după cei 15.000 de kilometri. Cu mare drag. Doamne ajută. Aici. Pe dumneavoastră vă aștept joia viitoare la aceeași oră, ora 20, să luăm din nou pulsul economiei eșene. Sunt Carmen Sandu Toderașcu și până revedem, vă doresc să aveți o seară frumoasă, mult succes la bani, sănătate și faceți sport!